Già un sesto di me. La signora mi chiede che in questo spazio, adesso in questo momento fai tanti lavori, giusto? Lavori che tu, per, in questo periodo in cui hai lavorato e hai posto, vuoi praticamente, cosa vuoi esprimere effettivamente tramite i lavori? Quando diciamo, lanci su un colore, la forza. Ecco, io questo esprimo come portaci un momento alla tenebunia a lui, parlare, ci si esprime in funzione di compi veste c'è ma lui, non lo vuole dire. Tenebunia anche la tua. Ci nuare ne ha parato un mers costante. Vine e mai un istintivo aspetta uscire da lui con questa forza o ricerca un istinto momentuale caro pinde o copinde si però se l'ho preso ne ha parlato se vai sci la spruna spris non stia in c'è se l'ha inceputa per uscire mi se pare male differenza tra ciò che si intoppla in Italia dal punto di vedere all'artei al pitturi e ci si intoppla come mia? Signora mi chiede se dalle tue occasioni di uscita dall'esposizione vedi delle differenze tra quello che succede in arte, quello che si lavora in Romania e quello che si lavora in Italia. Se vedi delle differenze, in cosa? Qua è ancora classica la pittura, è ancora un po' vecchia. Diciamo più impressionista, più post-impressionista, com'è? C'è nel senso ogni tipo di impressione, che impressione ti dà? È visiva, è attuale, è sempre chiara, soggettiva. Bosco, montagne, il mare. La vicinità già si cambia, ancora negli anni 70, si spaccano le teme, si strappano, si va. In pratica mi vanno una shack. Iela ha affrontato in ultima vreme și niște poziții care s-au avut și noi și unul poți și alți au fost prin galerii. Și diferența că lucrarea care le găsește în galerii sunt mai mult pentru a bucura vizuală, adică pentru a bucura privitorului. A permis sau a văzut mai puțin lucrări de genul ăsta sau lucrările abstracte. În România. În România. În Italia, în schimb, din anii 70 încolo, foarte mulți au mers pe ideea abstractă de a lucra și pe mai multe genuri de suporturi, adică mai multă tehnică, cu suporte diferite, lemn, pântra metală și așa mai departe. Și, în schimb, aici vede lucrările mult mai de un, cum zicem, mult mai lucrările clasice, să zicem așa, în care exprim ceva foarte concret, un peisaj sau o biserică, sunt lucruri mult mai identificabile, mult mai simplu de identificat. Ce se așteaptă de la această expoziție? Ce se așteaptă de la această expoziție, mi-a chiar la signora? Qua a livello non è fabbrica, no. Pentru el, ocazia este unica. Spuneam mai devreme, în sensul că el efectiv nu a avut un spațiu expozițional clar de unde așa ar fi el făcut desfășurat sau desfășurat toate lucrările într-o dată. Gândiți-vă că lucrările astea sunt expuse în fabrică. El nu avea nici loc în casă să facă. Atunci, asta e cum ar veni prima ocazia lui de a putea spune toate lucrurile. Să speram că să spune și el să se bucure lumea de ce fac. Asta e interesant să o să transmit și eu mai departe. Câte zile va fi deschisă galeria? Asta mi-o susține că nu 7 zile. Vor fi și 7 zile, doamna Pandărescu, mă spune 7 zile. Deci, cu ocazia asta, invităm și telespectatorii să vină să... Sigur că da. Invitam să cu mare plăcere pentru că merită că lucrările lui Ivan să fie văzute de mai multe persoane, pentru că chiar, cum spunea și domnul Constantin, merită văzute. Asta e și ideea. Mie m-a bucurat pe joan de Ivanul, arătând lucrările la mie și la altă și la prietene, toată lumea s-a bucurat cu lucrările lui. Bineînțeles, fiecare cu placutul lui, adică nu toate lucrările poate face la oricine, dar
au preferință, fiecare are preferință lui, adică de lucrare. Asta de când e pictura. De când e pictura, în totul. Da, da. Nu se conie. Mult mai mult. Era un... Vă mulțumesc și sper să ne mai întâlnim o dată înainte de... după cele 7 zile, ca să ne spuneți niște concluzii. Mulțumesc mult. Signora Piringrația e... Ci rivediamo a vendamento dopo la fine del turismo. Sì. Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc.